tânără șoferiță începătoare a trecut astăzi printr-o experiență neplăcută. Deplasându-se cu autoturismul pe strada Eroi de la Cerna, a fost lovită de un alt autoturism care nu a respectat indicatorul stop. Chiar dacă mergem pe un drum cu prioritate, trebuie să conducem atent și preventiv, pentru că altfel se poate întâmpla să fim implicați fără vina noastră într-un accident rutier cu urmări tragice. S-a întâmplat astăzi în Drobeta, Turnu Severin, când o șoferiță care circula pe un drum cu prioritate nu a mai putut evita impactul cu un alt autoturism, care nu a făcut stopul la intersecția străzilor Eroi de la Cerna cu Matei Vasilescu. Pe strada Matei Vasilescu, la intersecție cu Eroi de la Cerna, s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. În urma accidentului produs a rezultat vătămarea corporală a două persoane. În continuare efectuăm cercetări pentru a se stabili cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul de circulație. S-a băgat aproape în mijlocul intersecției și a continuat să meargă. Eu am încercat să o evit, am pus frână cât am putut și am tras în partea aia ca să nu intru direct în ea. Deși accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale importante, ambele șoferițe au suferit atacuri de panică, fiind transportate ulterior la Spitalul Județean de Urgență pentru investigații suplimentare.